educația, Alex, să știi că e ca erecția, se vede. Alex, nu e, mă, nimic nou. Așa era întotdeauna. Nu e nimic nou. Așa era și cu 100 de ani, și cu 200 de ani. E bună asta. Păi depinde de portofel. Depinde de bani, nu? E anacronică televiziunea. Eu o spun eu ca om care trăiesc din televiziune. Am construit împreună cu colegii mei Golden Age-ul televiziunii. Prima întrebare. Vorbești jumătate de oră. Băi, bun, a doua. Bă, trece breaking news-ul de mult. Mie nu-mi place București. E un dram, e o nenorocire, e un oraș de pai de mine. Deci nu-mi place deloc. E o adunătură de toate. Am găsit o capră în trandafiri sau am găsit o capră în trandafiri. Salutare tuturor, Alexandru Munteanu sunt și astăzi. Este o zi specială pentru că voi fi vocea studenților Universității din București și nu numai. În cadrul unui proiect foarte fain, organizat și coordonat de Asociația Studenților Universității din București, ASUBFEST se numește, care are loc în perioada 12-23 aprilie și își dorește foarte, foarte mult să vină către tineri și să-i motiveze și să inspire cu aceste podcasturi pe care le organizăm. Astăzi, alături de mine, este un invitat extraordinar, de aceea sunt și foarte entuziasmat și emoționat, pentru că este un profesionist în domeniul lui. Este supranumit regele audiențelor și nu numai, Alex, și nu numai la noi. Dan, bine ai venit! Să spun un lucru, ți-am povestit și înainte de a da drumul camerelor. Doi prieteni care se pricep la zona asta a voastră de YouTube mi-au zis: unde te duci, dacă vreau să-mi deschid un canal de YouTube, cum e la modă la voi, și mi-a zis: băi, unde te duci? Tu nu mai ai mână. Shelly și Dorian Popa sunt oameni. Și mi-a zis: tu nu mai ai mână, înțelegi? Tu, mâna ta e prelungirea camerei. Deci te duci peste tot. Bei apă! Să vadă lumea că bei apă. Da, dar următorul nivel este să ai un om care să-ți țină camera. Hai că îl închide atunci, gata. Că ăla trebuie plătit, nu? Ăla trebuie plătit, nu? Acum depinde. Bine, l-am închis. Bine ai venit, Dan. Bine te-am găsit, Alex. Mulțumim foarte mult pentru prezența ta aici. Eu mulțumesc, e o bucurie să vă văd. Cu mare drag. Pe noi ne interesează foarte, foarte mult povestea vieții tale, pentru că sunt foarte mulți tineri în ziua de astăzi care nu știu încotro să o apuce și nici nu prea mai sunt modele pe care să le urmeze, cel puțin în mediul TV, în mediul online. Să știi că cea mai mare prostie e să dai sfaturi. Adică nu e prostie mai mare pe lumea asta decât să dai sfaturi și nu e prostie mai mare decât să le urmezi. Adică e foarte complicat. Nu poți. Sunt păreri diferite, opinii diferite, timpuri diferite. Noi acum filmăm cu trei camere din astea mici, ne filmează niște prieteni de-ai tăi cu telefoane mobile. Când eu am început televiziunea, camerele erau absolut uriașe, erau niște hardughii din alea, știi, de se filma. Oamenii erau mulți. Era o echipă întreagă ca să filmezi un interviu din ăsta, trebuia să ai vreo 30 de oameni care spune: lumea e într-o schimbare, nu poți să dai sfaturi, știi? Adică nu, una crede Florin Piersic despre lumea asta, corect, alta crede Shelly. Dar experiența vieții fiecăruia este diferită și clar, de aceea clar. Sunt curios ce amintire din copilărie. Care e povestea ta? E foarte la modă acum, Alex, ai văzut, să spui că am avut o copilărie grea, am plecat de jos, nu mi-a mers. Păi la mine n-a fost așa. Sunt singurul copil la părinți, am fost extrem de răsfățat, le-am avut pe toate. N-am știut cum e aia să nu ai... Știi că am trăit în cartier, am luat-o de jos, așa că n-am să dau sfaturi. Mamă, ce bine, poți să pleci de jos sus. N-am avut necazurile astea, n-am trecut. Ce-ți doreai tu să devii când erai mic? Șofer de tir. Serios? Da, vorbesc serios. Și n-aveai altă alternativă? Pur și simplu asta ți-ai dorit tu? Bă, dar nu, lasă când era mic. Zici, când ești mic, copilul e cretin, e tâmpit, e idiot. Vorbesc cu ghilimele, corect, adică la modul frumos. Eu, corect. Și, zici, când e mic, nu prea știe lucruri. Dar m-a ținut asta până pe la vreo 20 de ani. Adică am vrut, îmi plăcea să fiu șofer de tir și când m-am dus la școli și când m-am tot... Și acum când mă mai duc spre casă pe Valea Oltului, mă opresc la tirurile alea mari din când în când. Și unii mai îmi zic: negrule, cum? Adică... Care e cea mai puternică amintire pe care din copilărie? Da. Cea mai frumoasă? Ce ți aduce aminte atunci când te gândești la copilărie? Păi copilăria mea înseamnă ai mei. Știi... Cea mai frumoasă perioadă e când i-ai pe toți ai tăi lângă tine. Acum mă bucur de perioada asta în care toți ai mei, cei de acum,
soția mea, copiii mei, Dara, Bogdan, suntem toți la oaltă. Pentru că știu că asta e amintirea pe care copiii mei o vor avea peste ani de zile, în care noi suntem toți la oaltă împreună. Va veni o vreme când nu o să mai fim toți. Tata s-a prăpădit, tata a dispărut și atunci nu mai sunt. Am rămas eu cu mama, cu soția mea. Cred că cele mai frumoase amintiri sunt alea în care sunt toți la oaltă. Dan Negru, artistul, vedem deseori la televizor și ne bucură tare mult acest lucru, însă cum este Dan Negru din calitatea lui de tătic acasă? Cum îl văd copiii? Habar n-am, încerc să-i țin departe de tot ce înseamnă lumea asta a camerelor, a televizoarelor. Și știi ce mă bucură? Că de multe ori am oameni cunoscuți care vin la mine în casă și pe care lumea îi cunoaște de la televizor, ai mei n-au nicio treabă, copiii. Adică nu știu cine, ce face, cu ce se ocupă, știi? Paradoxal. Da, îi țin departe de lumea asta. Din când în când mai vin colegi de ai lor pe acasă să se joace, știi cum e la vârsta asta. Și se întâmplă să vină și prieteni sau colegi de ai mei, să avem vorbe, discuții. Și atunci colegii zic, uite-l pe... Dar ai mici ai mei habar n-am. Stati, dar ce? Se ocupă cu ce fac? Păi cântă. Cântă, dar deci ai mici sunt total deconectați. Sunt așa un pic. În aceeași situație am fost și eu, tatăl fiind militar, îmi doream și eu să devin militar. Și mi-a spus același lucru. Faci ce vrei tu în viața asta, dar mai puțin partea de militarie. Și am înțeles la un moment dat de ce, l-am înțeles și pe el, că l-am întrebat același lucru, de ce îmi recomanzi asta? Și acum te întreb, de ce le recomanzi asta copiilor? Și de ce îți dorești ca ei să stea cât mai departe de lumea asta, de reflectoarelor? Lumea asta. Da, da. E o lume complicată. E o lume într-o schimbare majoră de la sezon la sezon, de la an la an. Tehnologia pune și mai mare presiune pe lumea asta. Încerc să țin departe. Am filmat săptămâna trecută cu un prieten, Andrei, și m-am dus pe la, mă suna, salut Andrei, vorbeam cu copac și le-am luat pe-l mic, pe Bogdan, la filmare, știi? Andrei e Shelly, e un mare vlogger, da, unul dintre cei mai buni vlogger din... Și m-am dus la filmare la Andrei și el mic se uita și era, mamă, gata, știu că toată lumea la școală zice de Shelly, dar încerc să-l țin departe pe copilul meu și pe fetița mea de asta. E o lume complicată. Știi ce îmi doresc pentru ei? Mi-aș dori eu să facă ce face mama lor. Soția mea e medic stomatolog. Bă, toată viața asta, pe oameni o să-i doare dinții și cineva o să fie care să-i scoate, să-i pună la urcă al dinte. În rest, să știi că lumea asta a camerelor vine, e o lume care vine și dispare. Eu am ajuns la un principiu în urma experiențelor pe care le-am avut și anume că e bine să faci în viață ceea ce îți place. Nu contează ce, e important să faci cu drag. Auzi, uneori trebuie să te mai și îndrume părintele spre corect ceea ce îți place. Știi că așa poate să-ți placă. Dar sunt mulți studenți, mulți tineri care își doresc o carieră în televiziune. Cum pot ajunge acolo? Pentru că în ziua de astăzi e destul de greu, realist vorbind, să ai o carieră în televiziune. Pentru că vedem cu toții cum se uivesc oportunitățile. Alex, fii atent, televiziunea e pe topogan. Adică televiziunea e pe ducă, gata, s-a dus dracu, nu mai e anacronică. Uitați-vă la voi, uitați-vă. Adică avea o carieră în televiziune era valabil în golden age-ul televiziunii. Acum, eu nu cred că sunt tineri care își doresc să aibă o carieră în televiziune și să fie prezentă. Stimați telespectatori, iată-ne, astăzi suntem... Dar crezi că se va reinventa, va trece televiziunea în online? Pentru că, la urmă, observ și multe clipuri din YouTube, organizate foarte profi, cu o grămadă de camere, cu echipă de producție. Practic e un TV, dar mutat în online. Eu cred că televiziunea își va regăsi un drum al ei, așa cum și l-a regăsit radioul. Eu am prins radioul în Golden Age, în vârful radioului, în care toată lumea era nebunită, asculta radio. Radio era, s-a zis la radio, s-a spus la radio. Între timp, radio se mai ascultă când ești la semafor, din când în când. Eu am unul dintre finii mei și un prieten bun de-al meu, dar finul meu e Răzvan Popescu, de la Radio Zoo. Știm. Și Răzvan mă tot, Neșicule, mă asculți? Și eu atunci repede, sunt mașină. Da. Și, dar eu le ascult pe ale mele în mașină, nu ascult radio, știi? Și el mă sună, Neșicule, ce faci? Caut repede să văd, da, ascult, da, bă, te ascult, da, Răzvanel, te ascult, da, finuțul. Radioul s-a reinventat și a găsit locul să mai ascultă prin mașini, prin... Dar nu mai e regina media. Așa și televiziunea. Încet, încet nu va mai fi regina media. E anacronică televiziunea. Eu o spun eu ca om care trăiesc din televiziune. Am construit împreună cu colegii mei Golden Age-ul televiziunii. Dar, uite,
Îți dau un exemplu minor de cât de anacronică e televiziunea și de învechită. Filmez zilele astea un proiect legende, se numește, cu mari oameni care au construit România. Știi? Și am fotografii de ale lor, povestesc, spectaculoase. Una dintre povești e cu Ilie Năstase. Și Ilie Năstase mi-a povestit cum s-a întâlnit el cu René Lacoste. Omul care a inventat René Lacoste a fost unul din marii tenismeni ai lumii. Povestea lui s-a dat la televizor. Când cei de la televizor au văzut René Lacoste, e reclamă, nu putem, bre, e un context istoric, nu e reclamă. Nu, trebuie să vedem. Au fost 30 de mail-uri în care să vedem ce facem, să vedem la CNA. Măi, CNA, ce facem dacă ne amendezi că noi zicem de René Lacoste? Frecție. Online-ul nu are treaba asta. Uită-te pe streaming-uri, uită-te pe Netflix, să vezi că Netflix are documentare despre istoria McDonald's, istoria Coca-Cola. Îi doare în bască. Televiziunea e aia, închilozat. René Lacoste, vai, dai voare, oi voie să zicem despre asta? Online-ul e sprințar, are forță. Însă, acum, din postura pe care o ai ca prezentator singurul la nivel european, care prezintă de 21 de ani revelioane cu audiențe maxime. A fost norocul, mai Alex. Îmbinat cu munca și foarte multă, foarte mult profesionalism. Vreau să te întreb dacă ai fi din nou în postura de a alege între jurnalism și facultatea de drept. Ce ai alege acum? Dreptul, mă, de departe. Drept. Dar numai, ce se face la jurnalism? Nu, dar mă întâlnesc cu studenții de la jurnalism din multe orașe, de la Cluj, de la Timișoara, și le zic tuturor, dar nu mai aveți ce să... Facultatea de jurnalism și ea o să devină încet, încet anacronică, pentru că poți să fii jurnalist, uite, cu două camere și cu un telefon poți să fii jurnalist. Îmi povestea Cristian Țopescu, un real, un veritabil jurnalist, îmi zicea că pe vremuri nu puteai, decât dacă aveai aparatură, puteai să... Exact. Adică unde? Nu exista o chestie. Astăzi oricine poate să fie jurnalist. Eu cred că în câțiva ani de zile și facultatea asta, tu ai treabă cu facultatea de jurnalism? Nu, n-ai treabă. Nu, nu. Să spun o chestie cu jurnalismul. Aveți vreunul cu jurnalismul? Nu avem niciunul, nu treabă. La jurnalism te învață că o știre trebuie să răspundă la 5 întrebări. De ce, cum, când, unde... Cine, ce, când, unde, cum. Bă, deci tu difuzezi știrea aia, așa învață la facultate. Corect, corect. Tu difuzezi știrea aia după ce știrea aia, cine, ce, când, unde, cum. Bă, tată, bă. Bă, păi până începi tu să verifici. Negru a făcut nu știu ce. Prima întrebare, vorbești jumătate de oră. Bă, bun, a doua. Bă, trece breaking news-ul de mult. În lumea modernă, dai drumul la știre. Nu e bună, scoate-o, bă, de o naibie. Adică nu. E anacronică, știi? Și alt volum de lucru acum. Însă, da. Un exemplu foarte bun referitor la ce spui cu facultatea de jurnalist, chiar și el are o școală de televiziune, de vlogging. Și cumva partea de TV și jurnalismul clasic a trecut în mediul online și s-a adaptat. Una e, cred că lumea se duce încet, încet spre ecranele astea, spre... online, spre... Cum a fost plecarea din Timișoara? Cum ai ajuns la București și de ce la București? N-am plecat, Alex, niciodată. Am înțeles. Mă consider și acum a venit în Timișoara, în București, în delegație. Mie nu-mi place București. E un dram, e o nenorocire, e un oraș de pai de mine. Deci nu-mi place deloc. E o adunătură de toate. Nici măcar nu seamănă... Hai să zici că adunătură de toate și atunci zici, păi și New York-ul e așa. Stai, bă, vă comparați voi cu New York-ul, se dă 1000 de ani distanță. Mie nu-mi place București. E un oraș horror, aglomerat. Oameni veniți de peste tot, uite pe mine, venit din Timișoara. N-aveam ce să fac în Timișoara, în lumea media, în lumea televiziunii. Pentru că din nenorocire, atunci, televiziunea exista doar în București. Și acum, la fel, televiziunea există doar în București. La Cluj, la Iași, sărăcie, la Timișoara, acest. Și atunci am plecat așa, forțat. Ai citit Cei trei mușchetari? Să vezi că D'Artagnan a plecat săracul la Paris să se facă și el mușchetar, știi? Așa m-a luat pe mine plecatul, dar nu-mi place București. Adică nu, și nu mă consider niciodată plecat din Timișoara. Am venit în delegație pe la ăștia pe aici, încerc să le iau banii, știi? Din băi, hai, pam, 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 aveți televiziune, bun, hai să vă iau și banii, dar aștept să mă întorc. Ai colaborare
pe TV și în Republica Moldova. Da. Ce altă țară te-ar mai încânta dacă ar fi așa să vorbim ca perspectivă de viitor? Alex, așa m-ar încânta să iau locul lui Jimmy Fallon, dar nu ne-am înțeles la bani, adică ce, suntem pe cai mari. Hai mă despre ce vor. Mă duc în Moldova că vorbim aceeași limbă, dar în rest n-ai mă ce să faci. Noi nu... Jurnalismul românesc, din păcate, e doar în granițele astea. E complicat să-l faci altundeva, așa cum fac spaniolii. Poți să lucrezi la o televiziune din Spania și să te vezi în toate țările vorbitoare de limbă spaniol. Nu mai vorbesc de american, de englez. Noi suntem dop aici. Eu sunt o mare fericire că m-am dus dincolo, la Chișinău, și deja mi-am extins, știi? Doar suntem aici așa, noi de noi. Hop, hop, hop. Ca bulgarii, da mă, ca sârbii, ca bulgarii, ca ungurii. Mulți tineri își doresc... Și ceas mare ai mă, dar ce? Tot ora ți-o arată, tot ora, nu? Să țin timingul să nu depășim. Tinerii își doresc în ziua de astăzi vlogging, își doresc faimă, își doresc notorietate, pentru că asta se promovează foarte mult. Tot timpul oamenii își doreau asta. Tot dar care tinerii. Sunt riscurile expunerii? Care sunt riscurile acestei... faime pe care o dobândești în urma televiziunii sau din media? Dar nu cred. Adică să știi că tot timpul oamenii își doreau notorietate, toți își doresc. Nu te uiți politicienii, nu că vezi toți proștii apar la televizor, toți. La ora asta apar toți neghiobii. Era un tip Mircea Albulescu, un actor foarte frumos ca om. Și la un moment dat, așa și a apărut proiectul ăsta meu, Legende, în care stau de vorbă cu Piersic, cu toți ăștia. Mi-a zis Albulescu la un moment dat, bunul meu, el avea vorba asta, știi? Bunul meu, prea mult stai lângă neghiobii la televizor, stai lângă toți proști. Și avea dreptate, eu am făcut și fac emisiuni în care am stat și lângă mulți nătăfleți, și lângă mulți idioți și proști. Adică, faima, eu știu care-i faima, că faima o are și aia, cum o cheamă, vulpea sau cum îi zice? A, vulpiță. Vulpiță, așa. Vulpiță, da. Adică și aia are faima. Da? Una e faima vulpiței, cred, și alta e faima Nadiei. Da? Nu se compară. Știi, era un tip, iară nu un tip, era un intelectual, părintele Galeriu, avea o vorbă foarte frumoasă și zicea, pe aceeași țeavă poate să curgă și apă de canal și apă de izvor. Adică pe aceeași țeavă poți să o vezi și pe vulpița și pe Nadia. Și pe una și pe alta. Apropo de ceea ce spune Dan, vă invit și pe blogul lui pentru că multe cuvinte frumoase se regăsesc acolo. Măi, și blog scrii sau foarte vlog? Bine. Că l-am întrebat blog, și... pe blogul este scris. Asta l-am întrebat pe Dorian. Măi, am trimis un mesaj, fii atent. Și zic, mă, mai nebunii, mă. Ori zice, unde? Stai să văd, Dorian, ce mesaj. Băi, Dorian, Dorian. Deci fii atent, am zis, băi, tată. Ce e, mă? Stai, el are din... Da. Nu, băgăm cu bip, nu-i problemă. I-am zis, bă, vlog sau blog, mă, firea mama dracu. Și zice V de la videoblof. Videoblog, video pardon. Videoblog. Și blog, povești scrise, diferite topicuri. Adică e diferența între vlog de la vită și blog de la bou, nu? Exact, exact. V-b. Păi blogul e scris, vlogul e filmat. Cam același lucru, însă lucrurile stăteau altfel la începuturi, pentru că, practic, dacă nu erai bun pe scris și erai mai bun pe exprimare, îți făceai... Video. Exact. Corect. Dar acum s-a transformat spre TV, pentru că e foarte multă acțiune, foarte mult profesionalism. La scris te faci și de căcat, dacă nu știi să pui o cratimă, dacă nu... Într-adevăr. Știi că e chestia celebră, îmi scap acum, nu mai știu cine a zis-o, am găsit o capră în trandafiri sau am găsit o capră în trandafiri. Cratima... Contează foarte mult și o problemă mare, oricum. Cratima e o diferență, știi? Am găsit-o, bă, capră în trandafiri. Asta ce îți aduce aminte din perioada studenției? Timișoara avea frumusețe și are în continuare farme cu ei. Ai stat la Cămin sau? Nu, locuiesc în Timișoara. Și are farme cu ei. Căminele studențești din Timișoara, ca și căminele studențești din Iași și din Cluj, au cele mai frumoase chestii pe care le poți vedea acolo. Deci există merită să te duci în complex și în Iași și în București și peste tot, așa undeva vara după ora 8, pentru că vezi cele mai frumoase mini-jupuri. Adică ai cea mai bună relaxare. Ai cea mai bună amintire. Deci nu poți învăța pe băncile din curțile respective. Dar nu te duci să înveți. Da. Ce sfaturi le poți da tinerilor de viață? Și spuneai la început că nu ești în măsură să faci chestia asta. Dar
În contextul actual, în contextul pandemic, tocmai asta e și frustrarea noastră, pentru că ne-am fi dorit să fim alături de public, uh-huh, de tineri, să luăm întrebări din public live, pentru că este altă interacțiune. Da. Însă e bine totuși și în formatul ăsta. Sperăm să revenim cât mai repede din nebunia care se întâmplă acum. Însă ce le recomanzi să facă pentru a se realiza în dorințele lor? Bă, să ne asculte de sfaturile boșorogilor, știi? Sunt ăia de 50 de ani care încep să dea sfaturi. Mă enervează foarte tare toți oamenii care au 50 de ani. Deci aia mă scot din sărite maxim. Aia e vârsta cea mai tâmpită a omului, știi? Și atunci aia se cred importanță. De aceea, eu mai am până la 50 de ani, mai am vreo 30 până atunci. Și atunci ăia se dau foarte importanță. Deci să nu-i asculte pe ăia. Păi și ce părere ai față de personalitățile cu care tu ai interacționat și care ți-au oferit sfaturi? Eu glumesc, Alex, că știu. Eu am 50. Știu, dar mă refer la cei mai tineri. Eu n-am, să zic o chestie, știi ce e important, acum vorbim foarte serios, cred că, bă, e bine să ai, să prinzi niște mentori în viață. Eu l-am avut pe un domn pe care îl pomenesc întotdeauna, Valeriu Lazarov, a fost singurul om care a construit televiziune worldwide. În rest, așa, mai sunt pe aici producători care se dau importanță. A fost și mentor. Da, mult de tot, da. Dar ăla a fost worldwide, adică el a construit televiziune în toată lumea asta, în America, în Spania, în Italia, el a construit Mediaset-ul în Italia, adică... Și am avut șansa unor mentori, știi? Cred că e important să ai un mentor după care, nu știu dacă neapărat model, da, să-i fure așa... Și dacă ar veni cineva la tine să-ți... Ce are acest lucru de a fi mentor? Ce părere ai avea? Cum ai vedea această cerere? Da, e complicat așa. Nu, cred că nu e ca la, băi, îți trimit cerere de prietenie. Nu e, trebuie să-ți placă de un om și după aia poți să-l urmezi în diferite, știi, adică în diferite păreri, în diferite drumuri în viață. Noi, tinerii, vrem să reușim cât mai repede. Și căutăm, noi, tinerii, da. Căutăm rețeta succesului. Care este rețeta succesului? Nimeni, Alex, pentru că vrem totul să se întâmple așa, peste noapte. Alex, nu are nimeni, mă, că dacă ori avea cine, dacă ar fi avut-o cineva, o fura de mult ăla de la Amazon, zic cum îl cheamă pe ăla micu, sau toți barosani ăștia. Bezos. Care dacă era, exista o rețeta succesului, crezi că nu îmbutelia ăsta care cu vaccinul, cum îl cheamă, de care zice toată lumea, miliardarul? Bill Gates, bravo. Cred că era o rețetă a succesului. Gates n-ar fi luat-o, n-ar fi zis, gata, am rețeta succesului, pac, nu există, Alex. E despre viață, e despre cum îți dă Dumnezeu drumul în viață. Mai departe... Ce te-a ajutat să ajungi la acest nivel? Experiența sau educația? Cred că și una și alta, să știi că se amestecă. Contează mult educația, de asta încerc și eu copiilor mei să le dau un tip de educație. Educația pe care o ai contează foarte mult în timp, în ani. Știi? Ea se clădește la început, dar în ani contează. Educația, Alex, să știi că e ca erecția. Se vede. Corect. Dacă o ai, se vede. Dacă nu ai, e nasul. Adică nu e... E foarte importantă. Știi? Adică îți dă un ștaif în viață, îți dă o eleganță, îți dă o... Contează mult. Cum este zi la filmare? Povestește-ne. Băi, depinde... Vedem produsul finit, dar cum e în spate? Depinde de filmări, depinde de... Acum nu mai există nici măcar spate culise, că toată lumea arată orice, în disperarea, în goana după audiențe. Exact. Arăți orice, sunt 360 de grade, tot, camerele se învârtă, adică nu mai există nici măcar culise. Am prins televiziunea de culise, când prezentam, eu știu, nu se vedeau lucruri, știi? În față apăreau doar, pam, tup, tup, tup. Acum e nebunia asta, camerele arată tot, caută tot. A dispărut culisele în zona media. Dimpotrivă, dacă unul se împiedică și cade în culise, să-l prindem cum sparge botul, să-l filmăm, să-l vezi, adică nu mai e... Te gândești să te retragi la un moment dat din televiziune, să rămâi doar pe partea de scriere, doar pe partea de producție, mentorat, știu eu? Mă bate gândul. Pentru că știu că ești și scenarist. Da, le fac pe mai multe. Nu-mi dau seama, habar n-am unde va evolua televiziune. E posibil ca televiziunea să, devenind foarte mică, să ajungă o chestie de gașcă, știi? Să fie niște găști. Găști care se conducă, atunci nu o să-și mai găsească nimeni loc în jobul ăsta. Problema găștilor e o problemă pe care o au românii de mult. S-ar putea să fie și asta. În clipa în care televiziunea va ajunge a unor găști,
atunci eu mă retrag din ea, că nu mai are rost. Cum ai trecut prin perioada asta pandemiei? Să fim puțin și pe actualitate, nu vreau să intru în detalii pentru că nu are rost, însă cum ai văzut evoluția din punct de vedere al social media, pentru că spuneai că te gândești să-ți faci un, sau îți vei face un cont pe YouTube. Cum te-ai regăsit în media? Pentru că am văzut și Instagram-ul tău a crescut destul de mult în ultima perioadă și am văzut că îți place. Dar unde vedeți, mă, voi asta că cresc toate? Unde? Adică există statistici sau cum? Sunt și astfel de indicatori. Băi, însă... trebuie să mă învețe oamenii ăștia să mă dar și eu, da? Nu este foarte greu, e până ți intri puțin în mână. Trec vreo 10 ani, dispare, apar altele. Vezi, de asta cu bătrânii mai... Practic, evoluția o vezi în urmăritori. Că încep cu un număr de urmăritori. Aha, și apoi și crești ușor, ușor, în funcție de publicul pe care ți-l atragi. Și automat aici, asta e relevanța postărilor. Asta, Alex, cu pandemia, nu mă pricep. Deci, sincer, nu mă pricep. Am intrat prost, am ieșit prost, sau dacă am ieșit, sau adică am intrat bou, am ieșit vacă. N-am înțeles nimic din toată treaba asta. Deci nu mă pricep, nici n-a... am văzut că oamenii au unii părere așa, alții părere așa, adică ai senzația că e Steaua Dinamo, știi, mă uit așa ca un meci de Steaua Dinamo. Nu mai știu unde e mijlocul. Și nu mă, nu știu cum să... Sunt prea mic ca să am opinii și păreri despre un subiect atât de mare. Cred că asta lipsește multora. Bă, smerenia, știi? Ăsta e un cuvânt care mie îmi place foarte mult, smerenie. Nu-l mai găsești în ziua de azi. Era un tip foarte... era un om mișto. Bă, de ce zic tip, nu-mi dau să. Era un om foarte, foarte... M-am luat după ticul vostru, mă, cu Dorian, cu tip, uite, bă, un tip, uite. Și mai e o chestie. Nu, aia e mișto. Dar mai sunt ăștia colegi de-ai copiilor mei, zic gen. Ce da. Gen, mă? Gen. Deci din orice zic gen. Băi, gen masculin, gen, ce gen? E precum. Sau... Da, mă, dar bine, fii atent. Da. Deci cum ziceam, gen, păi hai să vedem dacă gen atunci, cum ziceai tu de pandemie, gen, ca să faci... Ce mama dracului, mă, gen? Am ajuns ca piese, că nu mai știu de unde am vorbe plecat. Vorbe de pandemie. De pandemie, da. Asta zic că toată lumea are păreri și smerenia asta nu mai are nimeni de a zice nu mă pricep. Nu mă pricep. Mulți fac o facultate. Degeaba. Și clar, după aia fac Uber. Clar. Și realizează la finalul facultății că practic nu-i domeniul în care vor să activeze. Corect. Auzi, dar să zic ce pot face? Păi să zic un lucru. Prost e statul, mă. Prost e statul aici, că statul îi plătește pe ăla să facă 4 ani facultate, după aia face Uber. Tâmpit e statul. Că, nu, bă, am dat niște bani. Am dat niște bani la ăla să facă facultatea. I-am dat și eu lui niște, s-a dus într-o sală de curs, am aprins becul, le-am făcut, ăla a stat 4 ani și după aia ce faci? Uber, mă. Bă, toată, păi eu ți-am dat bani să faci facultate și tu ești, statul trebuie să fie ca un părinte. Adică, aici prost e statul, nu. Gândește că ai un părinte și îi dai bani copilului să facă 5 ani facultatea la Oxford. Și te costă, mă, mâncare, arată, nu? Te costă, îl duci acolo, băi, îl cazezi, îi dai mâncare, băi, ta. Și după 5 ani, ce faci, tata? Uber, mă, da, la loc. Da, facultate. Păi cum, contează? 5 ani de zile te-am ținut acolo, prostule, ca tu să... De zic, nu dau seama. Trebuie adică... să știi să colaborezi cu cel din mașină care urcă, deci automat un avantaj pentru unii. Trebuie și facultatea. Dar sunt mulți, da, tu ai dreptate. Sunt facultatea mulți. În țară sau în străinătate? E bună asta. Păi depinde de portofel. Depinde de bani, nu? Depinde de banii lui îl bătrân. N-am idee. Adică... Cât de mult contează banii pentru a reuși în viață? Dacă vrei să o dăm așa metaforic și ai, bă, fii nu serios. Nu neapărat metaforic. O dăm, bă, metaforic. Dar în rest contează enorm. Contează enorm. Eu lumea banilor. Nu-i vezi. Adică nu-i vezi. Toți. Și noi și trăim într-un spațiu geografic complicat. Că noi nu o trăim, România e de 30 de ani, nu? Că înainte erau hoții ăia. Acum noi trăim, știi, copiii noștri, tu te bați bară la bară cu unul la care tasul dă, pe vremea lui Ceaușescu fura tot. Și atunci el acum e milionar, le are pe toate. Și tu te bați cu copilul ăla. Corect. Nu e ca în Anglia sau ca în Germania sau ca în America, unde sunt de zeci de ani, sunt familii construite mișto. Acolo averile se fac în timp. Averile făcute de azi pe mâine sunt ale sportivilor, ale actorilor. Federer face o avere de azi pe mâine, un actor mare, DiCaprio, dar în rest, marile business-uri sunt la noi care, mă? Unde, mă? De 20 de ani. Aia care au furat înainte, pac, pac. Și atunci e complicat pentru tine să te bați. Și cumva se duce din generație în generație. Furtul, hoția, se poate duce din generație. Nativ vorbind. Nativ, da. Care e cea mai frumoasă
zi din viața ta pe care ai trăit-o până acum și pe care ți-o amintești? Bă, Alex, avea o vorbă foarte mișto, eu tot o zic, Victor Hugo, zicea, cei mai frumoși ani sunt cei ce vor veni. Eu sper că cea mai frumoasă zi e aia care o să vină, știi că n-a fost încă. Dar îți repet, ce spuneam, cele mai mișto zile sunt când sunt cu ai mei, cu toți la oaltă, când suntem împreună. Dispar astea, dispar. Știi? La un moment dat, ei mici o să se ducă, se căsătoresc, se pac, tu ai venit de unde la București? Din Focșani. E, tu ai venit din Focșani, fete, de unde sunteți? Uite, Moldova. Moldovence, pac, și-au lăsat, tu ai lăsat, i-ai lăsat pe ei tăi singuri, eu am plecat ca prostul din Timișoara aici, în orașul ăsta nenorocit. Adică, și atunci, zilele astea frumoase în care sunteți toți la oaltă, legale. Ești un familist convins și ești un promotor practic al normalității, la urma urmei. Dar tinerii se feresc, tot folosesc tinerii să delimitez puțin. Am observat că mi-o tot dai așa, mi-o tragi. Nu, tinerețea nu are vârstă. Din punctul meu de vedere, tinerețea nu are vârstă, însă delimitez puțin cei născuți mai târziu, să zic așa. Se feresc de responsabilitatea unei familii, pentru că este o responsabilitate. Și zici tu? Nu prea își asumă lucruri în viață. Zici tu? Așa simt. Nu cred, Alex. Fugi de aici. Ce sfaturi le dai celor care vor să-și întemeieze o familie, dar se gândesc că nu am bani, nu-i momentul, nu am carieră, dacă mă căsătoresc nu pot să mai excelez în ceea ce vreau eu să fac în viață? Alex, nu e, mă, nimic nou. Așa era întotdeauna. Nu e nimic nou. Așa era și cu 100 de ani, și cu 200 de ani. Plecau la Viena intelectualii să devină mari intelectuali. Nu, Bălcescu s-a dus, tot așa era întotdeauna. Adică... Și dacă noi ne luptăm acum cu preconcepțiile părinților, înseamnă că aceste preconcepții vor continua și în generația următoare? Eu nu văd o luptă, adică nu cred. Cred că oamenii sunt un pic mai, să știi că tehnologia i-a îmblânzit pe oameni, i-a făcut mai friendly, mai, știi, nu e atât de mare agresivitatea. Să știi că anii 80, anii 90, era inclusiv la nivel, cum spui tu, de tineri, era o altă agresivitate. Acum oamenii sunt frevă la copiii mei, cu like-uri, cu d-astea, se mai ceartă pe telefon. Nu, e, să știi că tehnologia a îmblânzit lumea. Tinerii aceștia din Asociația Studenților Universității din București fac în perioada asta lucruri foarte, foarte faine. Uite, gratis, cum... nu? Gratis. Gratis. Voluntariat și susținere din partea universității. Bravo. Așa cum este ea. Cum e podcastul nostru de astăzi, au și seară de stand-up și improve show, treasure hunt, traininguri, foarte multe lucruri faine. Era un om iară frumos pe care îl amintesc mereu, profesor la voi la un moment dat, George Pruteanu. Nu îi mai ține minte lumea numele. George Pruteanu era disperat când apăreau englezisme peste tot. Știi? Zicea, bă, dar limba română, why not? Limba română. Și mă uit aici, fii atent, că din ce citești, zici că ediția se va desfășura în format online din cauza în perioada. Și multor activități precum treasure hunt, training-uri, debate, București, ăsta e românesc. Dar mă mir că îi zic Bucureștiul București, zici București. Încântat de cunoștință, seara de stand-up și improv show, podcast. La noi te lovești de englezisme, în Moldova de rusisme. De rusisme, da, da, da. Ești cumva la mijloc. Da. Ce le transmiți acestor tineri care fac voluntariat? Și uite, mi-a venit acum o idee foarte bună să te întreb ce părere ai despre voluntariat și despre implicarea în societate. În țările șmechere, în America, de exemplu, voluntariatul e un must, e o obligativitate. Nici nu poți să intri în zonele mari dacă n-ai făcut voluntariat. Nu poți să ajungi un politician, nu poți să ajungi în sferele mari ale înalte ale societății dacă n-ai făcut voluntariat. E o chestie foarte tare, adică te învață să fii om lângă om. La noi voluntariatul e așa, o frecție, adică nu e... Știi de ce? Că vine și din urma... Eu am făcut voluntariat, muncă patriotică. Când eram copil, când eram pionier, mă luau și mă duceau la muncă, pe câmp, și strângeam porumbul. Era voluntariat. Și corect. De atunci eu am frustrarea aia. Bă, tu vă muma în cură. Adică eu am făcut voluntariat ca prost să m-a dus la... Și atunci, da, voluntariat... Există și ideea asta și întrebarea, dacă știi ceva acolo, nu. E, păi și atunci de ce te duci? Sau de ce să mă duc, dacă nu? Cumva aceeași idee o au și părinții. Voluntariatul ăsta e o mentalitate pe care trebuie să... Să asum. Și cineva trebuie să o cultive, să o... La noi încă nu e cultivată ideea de voluntariat. Și cu restricții, îți repet, în America, de exemplu, nu poți să accezi în anumite sfere decât dacă ai dovedit că ai făcut voluntariat.
la noi, bine, bă, și mergi orice. Ce mesaj le transmiți studenților de la Universitatea din București? Să nu asculte sfatul babalicilor de 50 de ani. Am înțeles. Dan, îți mulțumesc din suflet. A sunat ceasul mare. A sunat ceasul mare, îți mulțumesc din suflet. Dacă simți nevoia să ne mai transmiți ceva și ai venit cu un gând la noi astăzi, ești foarte relaxat. Mai facem un video pentru YouTube. Deci să te urmărim, Dan Negru, pe YouTube. În scurt timp vei fi și în mediul online alături de cei de vârsta ta, cei tineri. Și cum e? Stai să spun și când am bătut palma cu Dorian. Stai să văd când a zis. Să fim acolo, prezenți. Dar cum? S-a dus cu Cheluțul. Băi, și Cheluțul acum este o personalitate. Am văzut, da. Am vorbit cu Dorian și cu Andrei să mă învețe cum se deschide chestia asta. V sau B? V. Vlog. De la video. O să țin minte până ies. Dar va trebui să-ți monteze cineva filmulețele, că nu le te filmești și îl pui brut. Montaj, pui sunet, pui text, pui siglă, pui pop-up-uri, pui de film. Tu vorbești serios? Păi producție. Deci, practic, un vlogger face exact ce face întreaga producție în televiziune. Că asta nu mi-a mai zis-o, șmeche. Deci stai păi puțin. Înseamnă că vorbim după și îți explic. Costă treaba, realitatea. Și astea foarte costă, serios. Nu? Dacă le vei face tu, nu. Te va costa timp. Dacă și nu cum, ai adică timp... Adică eu stau și montez chestiile exact, astea? Exact. Pe telefon? Nu, pe calculator, dacă poți și pe telefon, dar e mai greu pe telefon. Și tu faci chestiile astea? Da. Mulțumim foarte mult, sănătate maximă spor. Cu drag. Mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți aici activ pe pagina ASUB, pe YouTube, pe Facebook, peste tot, pentru că mai avem lucruri faine pe care le vom transmite. Așa că să fie cu energie bună, să fie cu speranță și cu responsabilitate. Gânduri bune, mulțumim frumos. La revedere!